salut pe care o să vi-l adresez astăzi și dumneavoastră. Ave auditoriu! Morituri te salutăm! Bună dimineața, ce faceți? Soarele astea? Ave! Bun, bun! Ați înțeles? Deci răspundeți la fel cum am salutat, da? Ave, da? M-am salutat cu Ave. Hai, încercăm încă o dată. Ave, auditoriu! Păriturii te salutăm! Ave! Foarte mai bine acasă, ce au zis? Au zis de cei care merg la moarte, tocmai vă salută. Merg la moarte, este cam mult spus, noi știm despre lucrurile de gladiator mai mult din ceea ce am văzut în filme. V-am spartat cu gladiatorul, sunt doar câteva producții cinematografice extrem de văzut. Trebuie să știți că rare ori se întâmpla ca un gladiator să moară în arenă pentru că era foarte valoros. O școală de gladiator în Ludus nu-și pregătea să ofere o luptă de gladiatori în care gladiatorii mureau. Pentru că gladiatorii erau sportivi de performanță a entității, cum astăzi, să zicem, sunt fotbaliști, da? Și atunci sponsorul acestor spectacole putea să ofere o foarte mare bani pentru ca lupta să se termine cu moartea unuia dintre gladiatori. Gladiatorii erau sclavi. Ei puteau să provină din diferite locașii sau în diferite moduri puteau să ajungă sclavi. Avem sclavii gladiatori care proveneau din rândul prizonierilor de război. Campaniile militare se sfârșeau cu luarea în masă a sclavilor, transformați în sclavi, cei mai buni război și aduși în arenă. Avem gladiatorii care erau cetățeni romani, care îndrăgeau prea mult, hai să zicem, păcănele. La păcănele, datorii, și apoi ca să sclavi, te duceai într-o școală de gladiatori unde îți dai banii pentru a reuși să scapi de datorii. Mai aproape de boxaia, mai aproape de boxaia. Ele. Erau gladiatorii sclavi care erau născuți într-o școală de gladiatori. Ca tipuri. Avem mai multe tipuri și o să vă prezint pe rând, pe scurt, de fapt, cele patru tipuri de gladiatori pe care îi oferă Ludus Amplensis. În primul rând, Retiarusul, urma partenerului. Retiarusul era un gladiator, luptător, extrem de mobil, fiindcă avea și armele exact pentru acest tip de luptă mobilă. Avea un trident, o furcă, o proasă. Fiți atenți, am spus, gladiatorii sunt sălbatici. Avea o acoperoare de umăr stâng, brațul protejat, privia piciorului stâng și avea un pugiu, un pugnal. Urban era un gladiator de tip războinic, capturat în zona Rhinului. Acum știe cineva germană pe aici, m-a spus dacă știe cineva germană. Nu știe nimeni foarte bine, el vorbește o germană absolut fabuloasă, însă înjură foarte mult, așa că se poate exprima. Ich bin tot, Gladiator. Die schönste Gladiator. Die größte Gladiator. Und alles zusammen mit 200 Soldaten, idiotische Soldaten, romanische Soldaten. Ja. Und drei Kinder Kaplan, alles zusammen mit Steffi Graf und Jürgen Klinsmann. Ja, ja. Alles zusammen mit Bergenbild. Ja, ja. Da, nu are rost să vă traduc, ați înțeles și dumneavoastră, se vede că știți germana foarte bine. O să fac o mică precizare a ceea ce spune Urban. În primul rând, zicea ceva de genul că este un gladiator frumos. În fine, asta cred eu, pentru că se pare că acest tip de gladiator e chiar așa. Era ales dintre gladiatorii care erau mai frumoși, având capul acoperit. De ce faci? De ce? Hai, pune-ți la pe cap. Bun, hai să-l aplaudăm pe Urban.
Am uitat să vă zic palmaresul lui, are 100 de victorii și doar 4 înfrângeri. Un alt gladiator faimos al lupului japonez este Dareos, un demacheros, da? Un gladiator care luptă cu două spade drepte, de tip gladius, având și el un palmares extrem de frumos. 105 victorii la doar 2 înfrângeri. Aplauză pentru Dareos. El este tipul care a umblat cam mult pe la păcănele. Dacă Ugoal este un războinic capturat în campanie militare în zona Rimului, Dareos datorii multe și a trebuit să intre Ludus. Athos, un alt gladiator de tipul Milon, un gladiator mai tânăr, are doar 10 lupte pe care nu o să vină să vă credeți, le-a pierdut pe toate. Hai să-l aplaudăm, poate astăzi are mai mult noroc. Un gladiator în armat cu un scut mic, tip arma, un gladius și un coif mare. În rest, nu prea are nicio apropiere. Poate cel mai faimos gladiator al Antichității a fost Spartacus. Da, ați auzit de Spartacus? O să vă spun că Spartacus a fost un gladiator de tip trac, așa cum este și Herculaneum. Da, e și el tânăr. Are și un palmares fabulos. 11 meciuri din care a câștigat un singur meci. Luptând împotriva lui Athos. Hai să-l aplaudăm. Bun, ne pregătim pentru prima luptă. Athos împotriva lui Herculaneum. Avem aici în față. Și acum trebuie să dăm startul luptei. Dumneavoastră veți da startul luptei strigând rupe-i fâșul, de exemplu. Arde-l, dă-i pe taie, da? Hai să aud. Pugnate! Am uitat să vă zic ceva. Strigați asta în limba latină. Am uitat. Scuze, limba latină, te rog. Nu? În latină. Rețineți cuvântul ăsta, pugnate, da? Trebuie să strigați pugnate. Copii pugnate, nu pugnate, da? Pugnate altceva. Pugnate, da? Când vă zic eu, strigați pugnate și ăștia doi se vor bate. Pugnate, da? 3, 2, 1. Pugnate! Pugnate! Foarte greu, de fapt, dificil să luptă pe acest teren, să zicem. Luptele gladiatori aveau loc fie pe nisip, iarbă. Athos renunță și la manică. S-a supărat. Vrea să rezolve situația mai simplu. Și Herculaneum a renunțat și el. Îl încurca, cred că, acea manică, iar aici a anunțat la coiful, care nu prea îl îndrăgește. Caput! Athos și Herculaneum, îi puteți încuraja? Cred că Athos a devenit îndrăgit aici de public. Vă bună seama, dacă vă plac mișcările, puteți aplauda atunci când realizează lucruri. Dar nu uitați de regulă să de la început să nu depășim linia aceea, da? Vedeți? Sunt mișcări destul de rapide.
Marea, că ne planăm va câștiga pentru a doua oară în viața lui atunci de când luptă în arenă. Un ambii tineri, foarte tineri, la început de drum. Ești cel mai tare, da? Cel mai tare, dar să vedem în finalul. Însă e foarte important cum luptă gladiatorii, pentru că uneori publicul decidea soarta gladiatorului. O luptă frumoasă ducea la creșterea șanselor de a rămâne în viață. Ia uite acolo, cine e cel mai tare? Atrox? Cine e cel mai tare? Atrox? Hai că nu m-am lămurit, hai să vă rog, eu să zic numele gladiatorului, iar voi aplaudați. Atrox! Cum ai rândul lui Herculaneum să sufere? E bine. Atrox, nu știu ce caută pe aici, caută ceva. Da, își caută Gladius-ul. Aici și posibilitatea în același timp de acum să-și folosească armele. Da, cere încurajări în partea publicului. Nu știu dacă Atrox are speranță în această luptă, însă viața, atenție la acest gest, este gestul prin care un gladiator cerea să-i se cruțe viața. Viața ar putea fi cruțată de sponsorul luptei, dar nu e aici sponsorul, domnul primar nu e aici, nu pot să-l vedeam, sau de public, dar vreau să steți aici. Acum publicul, atenție! Dacă doriți ca Atrox să trăiască, ridicați un deget sus și strigați minte. Acum! Minte! Dacă doriți ca Atrox să moară, degetul îndreptat în jos și strigați rugula. Acum! Incredibil! Incredibil! N-am mai postat așa ceva. Deci, clar, publicul dorește ca Atrox să trăiască. Minte! Aplauze pentru Atrox! Acum ridicăm nivelul luptelor, pentru că în arenă va intra unul dintre cei mai cunoscuți și un veteran al luptelor de gladiatori. Este vorba de Tarăus. Tarăus, vă spuneam de acel Tarăus inferior cu peste 100 de victorii împotriva tânărului Herculaneum. Ca să lupte dumneavoastră trebuie să strigați ceva. Ce trebuie să strigați? Pugnate! Pugnate, da? 3, 2, 1... Pugnate! Da, diferență mare, foarte mare, vă dați seama că Areos 100 ceva victorii. S-a terminat, nici n-a strigat pugnate, că l-a refundat pe Herculaneum Areos. Însă trebuie să vă spun că Uhar este unul dintre prietenii de Ludus al lui Herculaneum, intervine
și deja lucrurile devin serioase, da? Dar Eus, și cotul, da? Se întâmplă, se întâmplă, de asta merită aplauză, vedeți că ore. Da. Devin prea serioase, nu le văd că... Dar eu sunt pentru fac pe amândoi. În față este un alt veteran, este Uval, care cere lui Nicolae să nu se amestece. Ia să vedem. Dar de asta, Dareus îi are în față pe cei doi tineri urmări cu Aneu și lucruri mai fratul Urval. Doi contra unul sau unul contra celor doi. Greu. Pugnate, da? S-a strigat pugnate. Care s-a încheiat lupta, văd că acolo Uval mai respiră, însă Dareus pare favoritul și favoritul publicului din ce văd aici, ceea ce nu e prea ok, ar trebui, hai să facem o, uite că Uval își revine. Erau pe aici niște legionari, erau câțiva legionari romani. Ia să văd acolo, în spate, care ar fi bine să le, da? Să scoată din arenă pe Herculaneu. Cum până scoate în arenă, haideți să împărțim publicul. Am o idee. Are doi gladiatori. Uval, care își revine aici, și pe Dareus. Și jumătatea aceasta va ține cu Dareus, da? Hai să strigați numele, voi, Dareus! 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 Ține cu Uval, strigați numele! Uval! Când spun... Așa, atenție! Când zic Uval, dumneavoastră strigați numele, iar dumneavoastră uiduiți! Nu țineți cu el! Uval! Acum invers, când zic Dareus, dumneavoastră îi stricați numele, dar dumneavoastră îl gândiți. Nu țineți cu el. Dareus! Dareus! Bun, e clar. Este asta jumătatea lui. Uval, hai să vedem! Luptă, adică pugnate! Pugnate, doi dintre veteranii școlii de gladiator de la Arthur Rudu, San Francis. Uval! A zicat, Uval! Uval! Dareus! Trebuie să vedeți cum fiecare încearcă să-și fructifice o șansă. A rămas fără plasă, Uval. Hey!
pa. A chestia asta le facem aici în arena, să nu încercați în casă, copii. Așa, așa, uval! Paros! Mai, mai, puternic sunt fanii lui Paros. E supărat, uval, că nu ies în școală. Stai jos! Stai jos, uval! Îmi pare rău! Și uite, și dacă mai întreb public o dată, o să-mi dau seama... Paros! Uval! 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 Ia, uval! Diveste-mă! Ia! Hai că lucrurile... iau așa o tumoră mai specială. Văd că ești pe să-i împresc. Oricum, vă spun încă dată, aveți în față. Deci aflență, da, copii? Mare trebat, păstrați linia pe care am indicat-o la început. Ați văzut ce se poate întâmpla? Uval! Spune-am de ce ești, nu aveți în față poate ce mai cunoscuți gladiatori. Mai am făcut de țidar și de zilele noastre pe Baron și Uval. Ia să aud! Uval! Uval! Că îți bag în tabăra lui Tareu sau trecut în tabăra lui Uval, nu știu de ce. Asta o e predică pe Uval. Uval are o problemă, însă cred că Uval are mai mulți fani aici. Ia să strig numele lui Tareus. Tareus? Și Tareus are fanii lui acolo. Tareus! Tareus, Tareus! Hai Tareus, bate, domnișoara! Tareus și le încurajează. Tareus, unde sunt fanii lui Tareus? Vreau să lupte cu Uval, Uval de cel care sperie și copiii câte dată. Hai noroc, ești cu taică! Că veneam eu cu tata, tata e mai mare ca tu!
Nu știu, dar eu o să ceartă diferite tactici să scapă de adevărata luptă. Nu și-a găsit acolo niciun susținător. Nimeni nu vrea să lupte în locul lui. Două Gladiusul, da. Uval, Uval! 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 A încercat și o cască de copilă de la... Să ne seama că nu este bine. Tareus, care e cu Tareus aici, ați auzit? Mi se pare că cei care țin cumva sunt mai mulți și mai gălăgioși. Pregătește-te, Tareus, pentru ceva. Sai, lasă-mă în pace, am încă multă energie, pot să duc lupta asta încă multe ore. Lucrează la psihul adversarului, dar eu scuva al săracul, să gândești ce fac eu acum, prea multă energie, poți să ceri să părăsești lupta. Ești în arena, trebuie să lupți, nu știu dacă mai ții minte ceva luptă, chestii, dar te luptai. Am impresia că mă întreabă dacă vreți să vedeți în reluare. Dar vreți să vedeți mișcarea asta în reluare? Bun, hai să avem o telecomandă aici. Hai să vedem în reluare. Haide, că vedem în reluare, ia atenție ce au realizat ei de data asta. O telecomandă specială să... Da, încă o dată schema. Bine, am mai completat-o ceva pe acolo.
puțin fricări, puțin sare. Dar ia uitați ce se întâmplă acum. Mișcarea cea mai grea, realizată mai înainte. Aplauze! Uite așa zbrat, Uval. Oricum, lupta nu va mai putea continua, deja rănit și epuizat fizic. Dareus se pregătește să-i aplice lovitura finală. Însă, Uval a ridicat cele două degete în sus. Asta înseamnă că cere milă din partea publicului care va decide viața lui Uval. Cei care doresc ca Uval să trăiască, știți ce aveți de făcut? Degetul în sus și strigați Mite! Acum! Mite! Cei care doresc ca Uval să moară și aveți bolă pe el și v-a supărat și v-a atacat și v-a jignit, degetul în jos și strigați Iugula acum! Iugula! Mite! Uite acolo, vine aici, vine aici la mine! Vine aici, aici, vine la mine! Vine aici la mine, vine la mine, uite! El va decide, ați văzut ce a făcut cum l-a chinuit Uva. Nu decizi Uva sau Mite? Mite! N-a înțeles. Mă aude bine. Mă aude bine. Bun, bun, povestea nu se încheie aici pentru că avem un cuvânt. Asta l-a aplaudat pe Dareus care a câștigat. Însă, hai să-l trezim pe Uval la viață, strigând, scoală!